E vremea vacanțelor și a concediilor, dar și cei care încă n-au plecat spre oazele de relaxare planificate au posibilitatea de a petrece timp liber de calitate fără să se deplaseze pe distanțe foarte mari. Hunedoara ONU TV vă sugerează câteva evenimente și acțiuni, adevărate desfătări pentru suflet, la care puteți petrece timp liber de calitate în perioada următoare. Puteți participa la spectacolele organizate în cadrul Festivalului Opera Nights, cel mai mare festival de operă în aer liber din România. Astăzi, de la ora 21, în incinta fostei mine Petrila, Rock'n Opera, spectacol de sunet și lumină. Sâmbătă, 20 iulie, la Castelul Corvinilor, Madame Butterfly de Giacomo Puccini. Iar duminică, 21 iulie, tot de la ora 21, în curtea interioară a Consiliului Județean Hunedoara, Carmen de Georges Bizet. De astăzi și până duminică, 21 iulie, în municipiul Deva va avea loc Deva Auto Turning Show 2024, ediția a 7-a. Zeci de mașini tunate vor putea fi admirate în parcarea din piața cetății Deva. Evenimentul reunește proprietari de autoturisme modificate din toată țara, care vin la Deva pentru a-și prezenta frumusețile pe patru roți, cu multiple îmbunătățiri și mulți cai putere sub capotă. Sâmbătă, 20 iulie, sunteți invitați la un eveniment cu o tradiție seculară a ciobanilor din Ținutul Bomârlanilor. Nedeia de la Stâna din Poiana Muierii, în Munții Șureanu, își așteaptă iubitorii de tradiție și folclor de la ora 10. Pe platoul din fața stânii va avea loc un spectacol folcloric cu participarea ansamblurilor Junii Petrileni, Bujorii Muntelui și artiștii Asociației Lirica. Duminică, 21 iulie, la Căstău, în Comuna Beriu, de la ora 15 la Căminul Cultural din sat, va avea loc cea de-a doua ediție a Festivalului Relu de la Căstău, festival concurs al tarafurilor populare ce aduce în fața publicului maestri ai genului din 8 județe.